Mașinile germane sunt cele mai afectate de fraudarea kilometrajului, iar Audi A8 este modelul care are kilometrajul cel mai des dat înapoi, arată datele unui studiu recent. Cercetarea a cuprins 1,11 milioane de rapoarte istorice generate pe platforma Car Vertical în ultimele 12 luni pe 24 de piețe diferite, acoperind SUA și cea mai mare parte a Europei. Studiul a dezvăluit că mașina care are kilometrajul cel mai des dat înapoi este modelul Audi A8. 30,6% dintre toate mașinile de acest tip verificate pe platformă având kilometrajul falsificat. Astfel, potrivit datelor, aproape unul din trei Audi A8 second-hand poate avea kilometrajul dat înapoi. 6 din top 10 mașini care au cel mai des kilometrajul falsificat sunt vehicule germane scumpe, precum Audi A7, BMW X5 și BMW Serie A7. Printre modelele de pe aceeași listă, dar care provin de la alți producători, vedem mașini precum Ford Mustang, Ford Fusion, Volvo XC70 și Opel Insignia. Potrivit studiului Car Vertical, tipul de motor nu este un indicator bun pentru a determina dacă un vehicul este sau nu probabil să fie avut kilometrajul dat înapoi. Deși pentru unele modele, cum ar fi BMW Serie 7, versiunile pe benzină și diesel sunt mai probabil să fie avut kilometrajul modificat decât versiunea hibrid, pentru alte modele această corelație nu pare să fie adevărată. De exemplu, la Volkswagen Jetta, versiunea hibridă are o pondere mai semnificativă a instanțelor de kilometraj dat înapoi, cu o medie de 27% din cazuri, decât versiunile diesel, 24,1%, sau pe benzină, 22,4% ale aceluiași model, relatează Digi24.ro.